Avram Iancu va fi comemorat la sfârșitul acestei săptămâni la Țebea. În acest an se împlinesc 150 de ani de la moartea Crăișorului Munților, prilej cu care vor fi organizate o serie de manifestări în memoria sa. În continuare vă prezentăm programul atât pentru ziua de sâmbătă, cât și pentru ziua de duminică, pentru momentele care vor avea loc la complexul istoric Țebea. Au mai rămas doar câteva ore până la cea mai importantă sărbătoare a moților, Sărbările Naționale Țebea, unde va fi comemorat Crăișorul Munților, Avram Iancu, la 150 de ani de la moartea sa. Sâmbătă, mitropolitul Ardealului, Laurențiu Streza, împreună cu episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul Nestor și un sobor de arhierei și preoți, vor oficia slujba de sfințire a noii picturi a Bisericii Ortodoxe, Adormirea Maicii Domnului de la Țebea, comuna Baia de Criș. Duminică, începând cu ora 10 și 30 de minute, va avea loc ceremonialul militar și se vor depune coroane de flori la căpătăiul Crăișorului. De la ora 14 și 30 de minute se va desfășura spectacolul folcloric pe scena din Țebea, unde vor urca nume importante ale folclorului românesc, precum Nicolae Furduiancu, Sava Negrean Brudașcu, Veta Biriș, Mariana Angel, Ciprian Roman, Cristian Fodor, Pera Bulz, Ionel Coza și mulți alții, acompaniați fiind de orchestra ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean. Este un onorant prilej de a-l cinsti pe Crăișorul Munților printr-un spectacol grandios, care se va desfășura pe platoul situat nu departe de locul în care își doarme somnul de veci. Prin cântecele lor, invitații speciali îi vor aduce un sincer și înălțător omagiu lui Avram Iancu, omul care și-a dedicat viața pentru un crez, acela de a-și vedea națiunea fericită. Suntem mândri să ne prețuim eroii care au sfințit aceste locuri prin apartenența și rădăcinile lor, a transmis Ciprian Roman. Spectacolul este organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara.